Bună și bine ați revenit pe canalul meu. După cum vedeți, am ajuns în Jumbo. V-am postat pe Instagram și v-am anunțat lucrul acesta și o grămadă de persoane mi-a cerut haul. N-am luat foarte multe chestii. Asta pentru că eram conștientă că dacă o să intru acolo, așa cum au ei asamblat magazinul în așa fel încât să intri pe o parte și să trebuiască să parcurgi tot magazinul ca să ieși, eram conștientă că o să mi se lipească tot felul de prostioare de mână. Și să știți că nu sunt foarte încântată de ce am luat, pentru că în mare parte sunt prostioare, așa cum le zic eu. Dar, da, o să merg să iau și bonul. Și vreau să vă spun că am scos din plasă 3 produse pe care și le-a luat Andrei, care au costat 60 de lei în total, adică și-a luat un mouse, și-a luat... niște boxe și ceva USB. Aici este bonul și atât am plătit la sfârșit. 146 de lei și 51 de bani și o să vă zic prețurile la fiecare, o să țin bonul lângă mine. Dar în primul rând aș vrea să vă arăt această mască pe care mi-am cumpărat-o din Auchan. A fost 6,50 lei și sunt foarte curioasă să o încerc. Pe lângă ce vedeți voi aici, am mai cumpărat și una alta de mâncare, de rănțăit, nimic interesant ce merită menționat. Am fost și în Dedeman, aici am și două produse din Dedeman, așa că o să vă arăt și acele produse. În primul rând, am luat aceste suporturi pentru farfurii. Sunt tare drăguțe, cu plante, cu suculente, cactuși, așa, sunt foarte mari, nu intră în cadru. Și acestea au costat, numai că nu știu, nu găsesc, o să dureze ceva. Supot de farfurii cactus a costat 3 lei bucata, iar eu aici am 4 bucăți. Deci, da. Apoi, am mers cu scopul de a cumpăra astea, deci să știți că nu m-am abătut foarte mult de la listă. Am mers să cumpăr bureți de baie și l-am luat pe acesta pentru mine, care a fost un burete 3 lei. Acesta a costat 3 lei. Am luat, aveam un plan pe o listă de cumpărături, un covoraj din acesta de baie sub formă așa de spumă, vedeți cum arată aici pe imagine, care a fost numai un pic, 10 lei a fost acest covoraj. O să fac tot gălăgie. Am luat aici paharele astea cu emblema Jumbo, care sunt 6, așa arată unul, sunt dintr-un plastic foarte, foarte tare. Erau la ceva reducere și a costat 1,30 lei paharul și să știți că avea multe, dar multe, multe, multe variante. Eu am vrut să le iau pe acestea pentru că nu o să mai merg curând în Jumbo și am vrut să-mi rămân așa o amintire. V-am zis, a fost 1,30 lei bucata. Apoi Andrei și-a mai luat și el un burete de baie, care a costat tot ceva de genul 3 lei, 4 lei. Nu mai un pic să văd dacă îl găsesc. Burete colorat cu dungi, tot 3 lei. Am mai luat? Am mai luat niște cănițe din astea, pentru că bineînțeles când intri acolo îți ia ochii toate prostiile după fața pământului. Sunt niște cănițe de plastic pe care o să le folosesc noi lângă bloc. Așa. Avem și garajul unde ne ținem mașina și avem centrala și alte lucruri. Așa că când mergem acolo și mai avem prieteni, merg astea, tu știți. Pahare. Nu știu exact ce pahare. Numai un pic. Stați așa să văd cum se numește pe... În fine, tot vreo 4 lei, 5 lei a costat și asta. Pahare de plastic cu mâner.
se numește. Pahare de plastic 400 erau alea mari. Da, 4 lei. Și asta au costat. Apoi am luat pentru Andrei un pahar din ăsta tot de plastic. Vă zic că am luat foarte multe plastice cu capac din ăsta. Este pentru cafea. A costat 3 lei. Ăsta știu sigur. Am luat niște perluțe din astea pentru baie. Au costat tot 3 lei. Deci mare parte din chestiile astea sunt 3 lei. Dar, da, sunt cu vanilie. Am luat niște plasturi, 100 de plasturi cu 5 lei, da. Ceea ce m-a bucurat foarte tare pentru că ne trebuiesc plasturi deoarece Andrei folosește foarte mulți. Cred că de ei se desface. Am luat un ulei esențial de flori de cireșe pentru acea lampă, uleiul aromatizat, pardon, a costat tot 3 lei. Sunt curioasă cum miroase, chiar o să îl desfac acum. Chiar sunt curioasă. Și îmi place că vine așa cu pipeta asta. Wow, miroase super bine. Super tare. Și cu pipeta. Da? Aici mai avem așa. Andrei și-a luat niște... Astea sunt washi tape-uri, dar și le-a luat de ce? Pentru că el mai are niște lingurițe de pescuit, dacă știți despre ce vorbesc, ce sale lingurițe. Și li s-au dus culoarea, așa că a zis că vrea să le învelească în aceste washi tape-uri ca să poată să le coloreze și să poată să dea cu ele la pescuit. Asta nu știu cât o să țină, pentru că sunt sigură că o să îi se dezlipească pentru ce vrea el să folosească aici. Cred că mai bine ar fi fost o ojă, dar încearcă. Și astea au fost bandă adezivă 4 lei. Aceste washi tape-uri. Apoi, ce mai am? Mi-am mai luat un tel metalic pentru că nu aveam așa ceva în casă, am avut de silicon și mi s-a rupt. Acesta a fost 6 lei. Sper să fie de calitate și să nu rămân cu el în mână. Pentru că mi s-a mai întâmplat. Am luat un set din acesta de croitorie care a costat 10 lei. O să îl desfac pentru că o să-l pun la loc și o să vreau să văd cum arată. Aici avem ace în acest capac. Iar aici avem un centimetru, un degetar, o farfecuță, câțiva nasturi, ce drăguț, și foarte multe culori de ață, după cum vedeți aici. Apoi o să trec la lumânări. Din Jumbo mi-am luat 3 lumânări și o să încerc să le caut să văd cât au costat. Și avem așa. Da? Sper să și găsesc. Pahar cu lumânare, aceasta cu scorțișoară, a costat 2,50 lei și miroase fantastic. Aceasta cu măr și o prăjitură de măr cu caramel a costat tot 2,50 lei. Iar aceasta, care este mai mare și pe care nu o găsesc momentan, numai un pic... Să vedem. Lumânare de sticlă ivory. Aceasta a costat 4 lei. Are așa o ață drăguță și miroase a vanilie. Și a costat 4 lei. Iar apoi mai am două produse din Dedeman. Și data trecută când am fost mi-am luat bureți de spălat vasele de acolo și acum mi-am luat. Au fost... 3 lei 20, am bonul, dar nu mai stau să mă mai duc. Și mi-am mai luat o lumânare din asta imensă cu mango, care miroase foarte bine.
A costat 8,50 lei lumânarea aceasta, are un singur fitil, bineînțeles, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult cum miroase și de asta am luat-o. Și cam astea sunt toate chestiile pe care eu mi le-am cumpărat din Jumbo și din Dedeman și din Auchan Maspa. Dacă v-a plăcut haul-ul, să-mi lăsați în comentarii. Noi ne revedem la următorul clip, care probabil o să fie un vlog. Până data viitoare v-am pupat și aveți mare grijă de voi. Pa!